Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la subiectul zilei. M-am gândit să aduc în atenția dumneavoastră din nou activitate de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzău și bineînțeles că acest lucru nu-l puteam face decât alături de domnul dr. Adrian Zoican, medicul șef de la UPU. Bună seara, bine ați revenit pe la noi! Bună seara și bine v-am regăsit! Ce mai mulțumesc faceți, pentru domn... invitație! Cu o mare plăcere! Ce mai faceți, domn doctor, de când ne-am mai văzut? Pe la începutul anului, mi-amintesc eu că ne-am văzut ultima dată aici în studio la noi. Cum mai decurge activitatea la urgențe? În ritmul obișnuit, care ne-am obișnuit. În ultima vreme nu a mai fost așa un flux foarte mare de pacienți la UPU. Care ar fi explicațiile? Muncă și iar muncă, da. Care ar fi explicațiile pentru care a scăzut prezența la UPU? Nu pot să dau un răspuns acum. Pur și simplu e înainte de Paște, sunt lucrurile agricole. Și nu se mai simt oamenii rău? Ia să vedeți după Paște, vorbim după Paște. Vă așteptați atunci? Da, atunci la va o fi, da. Începând chiar din a doua zi de Paște, cred că o să crească foarte mult. Din noaptea de înviere. Și, bineînțeles, multe cazuri complicate. Când vorbim de o prezență mai scăzută, știu că înainte aveați o medie cam de 180 de prezentări pe zi, acum ați ajuns măcar la 150, mă gândesc că contează. Ieri au fost 134. Și e altfel activitatea, adică cât de lejeră poate fi așa? Știți cum este? Noi discutăm despre numărul de prezentări și când spunem că sunt 130 de prezentări, noi spunem lucrul ăsta pentru specialiști. Pentru că din aceste 130, dacă ai 10 cazuri grele, deja celelalte sunt eclipsate, ca să zic așa. 120 de prezentări, pot fi și 150 de prezentări. Acele 10 cazuri critice, practic îți consumă tot timpul și toată energia. Deci, activitatea de urgență, medicina de urgență, se bazează pe, în primul rând, pe canalizarea efortului pentru a salva viețile pacienților critici. Mulți nu acceptă ideea asta și dincolo de faptul că noi suntem puțini, și asta se știe tot timpul, spunem că suntem puțini și că resursa umană este cea mai vulnerabilă la noi, așa, tot încearcă să forțeze nota, să fie rezolvat mai repede, chiar dacă nu este prioritară. Urgența dânsului sau motivul prezentării la spital nu este prioritar. De altfel, când intrați în UPU, pe partea stângă este o porțiune din un extras din Ordinul 1706 din 2007, unde spune foarte clar că noi stabilim care sunt prioritățile și că în cazul în care starea pacientului se agravează, să adreseze unui cadru medical, să anunțe. Și atunci noi vom lua decizia dacă va deveni o prioritate sau nu. Dar, din păcate, eu nu pot să acuz omul că s-a prezentat la spital, pentru că nu poate să-și dea seama cât de grav poate să fie. O simplă durere în spate, poate să fie o pneumonie, dar poate să fie și poate să facă parte din simptomatologie unui infarct miocardic. Și nu sunt medici care de multe ori nu recunosc simptomatologia. Este atât de diversă tot apanajul ăsta, tot panelul ăsta, deci tot panelul ăsta de simptome e atât de diversificat încât nici nu mai seamănă cu ceea ce am învățat noi. Deci au ajuns, da, să fie cu dureri. Țin minte, a fost un caz interesant de altfel, cu o pacientă care a acuzat dureri în coloana, la nivelul coloanei lombare și cu o stare de rău generală, care nu se, cum să vă spun eu, simptomatologia, deci pe de-o parte că nu răspundea tratamentului și a doua, ce ne-a atras atenția a fost faptul că starea generală a pacientei era gravă, adică ea era, cum să vă spun, abătută, așa, era, în ciuda tratamentului și a discuției că am avut cu dânsa, un pacient cu lomboșiatică răspunde repede la tratament, sau relativ repede, da? Dar starea dânsei era destul de influențată, așa.
Și ce când s-a făcut, când s-au făcut în dinamică mai multe electrocardiograme și s-au făcut și enzime cardiace, atunci s-au pozitivat și s-a pus diagnosticul de infarct. Deci, practic, pacientul a venit pentru infarct, dar simptomatologia în niciun caz nu e cea cunoscută. Adică a fost singurul caz din viața mea când lomboșiat că s-a transformat într-un infarct. Deci poate că de multe ori este îndreptățită. Asta și vă spun că eu nu pot să-i judec. Că... Eu pot să spun că, da, atunci când forțează sau când încearcă să obțină niște beneficii, cum ar fi investigații, da? Deci ei vin să-și facă investigații și pleacă. Și vine a doua zi să-și iau rezultatele. Asta nu mai e urgență, asta este așa, știți, noi suntem furnizori de servicii. Dar aici nu se poate face nimic, nu știu, să interveniți în vreun fel, să puneți o frână, să vedeți exact, adică oricine poate veni, am venit să-mi fac investigații la UPU sau, mă rog, vin și tot de calitatea umană, de simptome. Nivelul de instruire și de experiența medicului ține. Pentru că medicul face acolo, ca să spun, face toți banii, da? Deci resursa umană e cea mai importantă, pentru că dacă îți vine un pacient și tu îl examinezi, da, cât de mult, să zic, că n-ar cunoaște simptomatologia unei anumite boli și ar simula o patologie, medicul își dă seama. Adică, prin excludere, se face diagnosticul diferențial cu alte boli și atunci se ajunge la boala respectivă. Dar ține foarte mult de experiență, de pregătirea profesională, de dotarea de aparatura pe care o ai la dispoziție, investigațiile care ai la dispoziție și tot așa mai departe. Deci depinde de foarte, dar în primul rând de experiența umană. Spuneați dumneavoastră că cel mai important este resursa umană. Da, resursa umană este cea mai importantă, dar noi în continuare suntem deficitari la punctul ăsta, ca și 3/4 din România. Deci numai centrele universitare și chiar și centrele universitare, îmi spunea recent medicul șef de la Spitalul Universitar, de la UPU, îmi spunea că a scos 2 posturi și n-a venit niciun medic. Nu s-a, deși au medici rezidenți. În continuare, medicii încearcă să meargă afară, să se angajeze. Acolo sunt condiții mai bune de muncă. Și, cum să vă spun, nu e așa ca la noi. Munca asta nebună, goana asta nebună și lumea e mai educată, există niște reguli. La noi... Și medicina un pic s-a schimbat. Pentru că cea mai abordabilă, și aici cred că toată lumea e în asentimentul meu, cea mai abordabilă medicină este medicina de urgență. La medicul de familie ai ajuns să te duci cu programare, da? La medicul specialist cu programare și cu bilet de trimitere. Medicul de familie nu se poate elibera decât unul, două bilete trimite, după aia gata, s-a terminat. Banii de investigații de la casă, iară se termină, primește bilete de trimitere unul pe lună sau nu știu la cât timp să-și facă un set complet de analize. Asta se întâmplă și afară, dar la noi încă medicina de urgență e abordabilă și atunci încearcă tot timpul. Avem și clienții noștri fideli, ca să zic așa, care ne vizitează în mod constant. Din păcate, sunt și cazuri sociale aici și nu avem ce să le facem, trebuie să le facem datoria de oameni, în primul rând să-i ajutăm. Să înțelegem și, da, vă spun, ocupația de bază a medicinii de urgență este acordarea terapiei de urgență a pacienților critici. Deci pacienții de cod roșu, pacienții care necesită în momentul acela sau în 10 minute intervenția medicului din UPU. Deci, în momentul în care se face triajul, știți că se face triajul. Asta îl face un asistent, tocmai ca să nu se temporizeze mult pacientul. Aici intervin de obicei tensiunile. Da, și aici, da. Deci, noi avem ghidurile noastre de tratament, de triaj, există ghidul național, acum iară se va modifica în funcție de... Medicina de urgență e foarte interesantă, așa că nimeni nu vede cam până unde ar putea ajunge, știți, n-are limite. Deci s-a plecat de la o cameră de gardă, o cameră de gardă s-a transformat în cameră primirii urgențe, după aceea în unitate primirii urgențe și acum au ajuns, bine, momentan nu e cazul la noi, dar se prevede în viitorul apropiat, să avem și stomatologie și radiologie, imagistică, da? Deci computer tomograf, ecografie, ecografie avem, da? Și radiologie, deci radiografie, radioscopie,
marile secții din centre universitare le cam au de acum. Și ecografele pot fi folosite de toți medicii din UCLA? Bineînțeles, dar ele sunt la dispoziția medicilor, spui absolut toată dotarea, noi nu avem nimic țin deoparte. Și dacă nu au o competență în ecografie... Dar nu ai voie, este ilegal să faci asta. Noi putem să facem FAST, deci prin pregătirea noastră putem să facem ECOFAST. ECOFAST se referă la ecografia făcută în traumă. Da, este acea ecografie care vede dacă făcută în urgență, de asta se numește FAST, da, este folosită în traumă pentru a vedea dacă pacientul din traumatism, din accident rutier, care e căzut de la înălțime sau eu știu, are leziunea organelor interne și atunci se intervine rapid. Deci, pe lângă celelalte modificările funcțiilor vitale, eu vă vorbesc așa de urgență, pot să vorbesc două zile, dar principalul scop e că noi trebuie să facem un pic cunoscut activitatea noastră și cel mai important e să înțeleagă pacienții că noi trebuie să facem tot ce e posibil pentru pacientul critic. Adică pacientul care vine în insuficiență respiratorie, insuficiență cardiacă, pacientul în status post-resuscitare, eu știu, resuscitat în prespital și care necesită terapie intensivă și care trebuie internat cât mai rapid, deci pus un diagnostic și internat cât mai rapid în terapie intensivă. Am văzut... Ceea ce e nou la noi și implementăm acum este tromboliza, tratamentul în AVC-ul ischemic. Deci aplicăm ghidul de AVC ischemic. Dacă se încadrează în fereastra terapeutică de 4 ore și jumătate, se poate face tromboliză, practic se obține recuperarea unui pacient care altfel ar fi rămas cu sechele invalidante și practic crește calitatea vieții. Și poate fi aplicată de un medic din UPU sau numai de un neurolog? În UPU, împreună cu neurologul. Deci ghidul așa este, ghidul național. Noi avem ghidurile noastre din UPU, din 2016 le avem. Și urgentiștii, practic, pot face și ei. Dar este meseria, e pâinea neurologului aici. Pentru că pacientul trebuie evaluat, reevaluat și asta e specialitatea lui. Noi facem tot ce e posibil ca să punem la dispoziție, ca să facem posibilă tromboliză. Și să creștem rata de succes. Pentru că cu cât crește perioada de timp de la debutul simptomatologiei, cu atât scade rata de succes. Și atunci noi trebuie să facem tot ce e posibil. De exemplu, la Spitalul Universitar au ajuns la recordul de 6 minute. Cel mai rapid. 6 minute, da. Tromboliză, deci inițierea terapiei trombolitice la pacientul cu AVC ischemic. Știu că sunt, cred că aproape 2 luni de când s-a început și programul acesta la noi la spital. L-ați făcut așa, știu eu, o medie, mă rog, un calcul. Dar nu de 2 luni, de mai mult timp. Noi am avut, da, noi, cum să vă spun, nu e așa simplu, în primul rând. Necesită un efort deosebit, necesită resurse umane încă o dată, pentru că de acel pacient trebuie monitorizat permanent de medicul neurolog, care în timpul ăla nu mai face altceva. Și noi avem un singur lină de gardă la neurologie. Ar fi fost bine să avem cum au universitarul, că iarăși am pomenit universitarul, da? Deci ei fac tromboliza, dacă n-au succes și fac computer tomograf și cumva să vede un tromb într-una din arterie, pot să facă trombectomie. Deci ei scot trombul. Scot chiar, pur și simplu. Deci au posibilitatea să facă așa ceva și au specialiști pentru așa ceva. Și noi, deocamdată, ne luptăm, suntem la stadiul ăsta incipient de tromboliză. Am făcut, practic, o procedură la nivelul UPU, cum trebuie acționat în momentul acela și facem tot ce e posibil. Deci anunțăm medicul neurolog, anunțăm radiologia, recultăm repede analize, lucruri care sunt posibile la noi. Și chiar astăzi, acum au făcut o tromboliză, să vedem. Familia și-a dat acordul. Dar accidentul vascular cerebral a devenit așa o rutină, să spun, adică în sensul că aveți foarte des prezente. Foarte mulți. Foarte mulți pacienți și dacă ajung în fereastră terapeutică, noi trebuie să le facem repede computer tomograf, să le luăm repede analize, să facem o anamneză rapidă, așa, și în urma stabilirii, deci să urmăresc criteriile de excludere, dacă sunt niște criterii de excludere, adică un accident vascular cerebral recent sau o intervenție chirurgicală sau, da, sunt diferite motive sau nu e familia de acord. Și iarăși nu poți să faci, că trebuie să-și dea familia acordul.
Dar de ce s-ar opune familia în acest, de ce s-ar opune familia într-un astfel de caz? Mai ales că e spre binele pacientului. Noi le explicăm, aici trebuie să fii cinstit cu ei, pentru că poate exista riscul sângerării. Există riscul sângerării și într-un accident vascular ischemic. Deci nu e chiar ca la infarct. Sunt două lucruri un pic diferite, dar principiul e cam același. Practic, un vas care este înfundat este desfundat de acele substanțe trombolitice. Deci, când se face tromboliză, substanța cea activă, dizolvă cheagul și, practic, permite reperfuzia creierului. Da? Și se recuperează. Practic, pacientul așa e, ca învierea lui Lazar, știți? E, da, pur și simplu începe să miște, începe să vorbească, e așa ca o minune, știți? Da, este ceva spectaculos. Da. Și da, adică ceva, vă dați seama. Și aici, de ce? Păi familia vrea să-l vadă bine. Eu revin la întrebarea. Dar poate sunt care, nu știu, le e teamă de complicații. Poate sunt la sfârșitul ferestrei terapeutice, pentru că sistemul nervos suferă. E clar că apar leziuni, adică cu cât trece mai mult timp, cu atât mai mult există probabilitatea mai mare ca să rămână leziuni permanente. Celula nervoasă suferă de modificări ischemice sau modificări ireparabile după 5 minute de privare de oxigen sau... Deci creierul se hrănește cu oxigen și cu glucoză. Noi de asta și facem repede niște analize că hipoglicemia poate să imite orice. Și atunci facem toate analizele astea rapid în urgență ca să le excludem și vedem dacă putem să facem sau nu tromboliză. Dar dacă e la sfârșitul ferestrei terapeutice, adică la 4 ore, să zicem, de la sfârșit, probabilitatea ca să rămână sechele este foarte mare. Și atunci, familia poate să refuze. Dacă are 90 ceva de ani, mai riscă, pentru că probabilitatea să aibă loc o hemoragie este iarăși foarte mare. Dacă este un hipertensiv, iarăși există probabilitatea mare să facă o sângerare, să apară o complicație. Dacă e diabetic, pentru că toți diabeticii, dacă nu se tratează ca lumea, mai ales la sfârșitul vieții, spre sfârșitul vieții, apar modificări vasculare importante și atunci riscurile sunt mari. De asta și trebuie discutat cu familie și trebuie să-și dea avizul. Deci e importantă și vârsta pacientului până la urmă când e importantă și vârsta și patologiile concomitente, dar să face tromboliză. Se poate face tromboliză. Deci noi le explicăm, ei ne spun dacă sunt de acord sau nu sunt de acord și atunci fac. Și asta este. E un risc. Există un procent de 4% de tromboliză. Dar gândiți-vă, 4 din 100. 4 din 100. Adică 100 de pacienți sunt ok, dar 4... Asta e... Adică statistica... A, ei oricum sunt predispuși, adică pot apărea și sângerări spontan. Adică fără tromboliză, fără nimic. Mai ales cei care au hemoragii mari, au accidente vasculare cerebrale ischemice de dimensiuni mari. Ei pot prezenta, pentru că, după cum știți, creierul este foarte bine vascularizat și dacă apare o leziune ischemică într-o parte, atunci și riscul de hemoragie destul de mare în zona aia. Revenind la resursa umană, am văzut câteva nume noi pe tabelul de gărzi de la UPU. Ați reușit oarecum să întregiți schema de personal de la UPU? Deci nu am reușit. Deci noi depunem, noi suntem într-o permanentă luptă de recrutare, ca să zic așa. Ținta primordială o reprezintă medicii urgentiști pe care nu reușim să-i atragem, orice ar fi, pentru că sunt atrași de mirajul Occidentului și de mirajul, de ce nu recunoaștem, a centrelor universitare. Una e să fii singur pe tură și alta e să fii cu încă 6 sau încă 10 colegi. Da? Deci noi când eram de gardă la Floreasca, erau 10 linii de gardă plătită plus toată echipa de rezidenți, care erau, mai erau încă vreo 10. Da, dar care era numărul de prezentări acolo, într-o gardă? Care era numărul de prezentări? Păi nu știu, mă gândesc, poate erau multe prezentări. 250, să zic. Era clar că e altceva, dar gândiți-vă, acolo sunt 10 linii de gardă, plătite. Cu tot cu mașini, dacă nu ar fi mai multe acum. Și e o probleme, nu se completează tot timpul, dar era vorba numai de o echipă, de acolo sunt foarte multe echipe. Adică sunt 5 echipe. Ia gândiți-vă câți oameni sunt acolo. Deci când, și-a dat demisia, a fost o problemă acolo la Floreasca, în două zile deja erau vreo 40 de demisionari la Floreasca. Adică a fost o problemă acolo, nu pus și, mă rog, deci 4 zile. Sau la Oradea. Iarăși. Probleme cu administrația, s-a ajuns
din nefericire la, din lipsa dialogului și a negocierii, ca zic așa. Da? Și ce? La Buzău cine să-și mai dă demisia? Da. Cine să-și mai dă demisia? Da, este timpul să luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Am revenit din pauza de publicitate și vă reamintesc că alături de mine l-am pe domnul doctor Adrian Zoican, medicul șef de la Unitatea de Primiri Urgențe. Spuneam, domnul doctor, înainte de pauză că am văzut nume noi pe care le aveți acolo alături de dumneavoastră. Câți urgentiști mai sunt acum în OPO? Eu cu doctorul Irimie urgentist, doctorul Androne și cu doctorul Hana sunt medici de medicină de familie, competență, au făcut competența de un an de zile în medicină de urgență. Ambele module, că e un modul de medicină de prespital și un modul de UPU. Și acum doamna doctor Niculescu e medic de familie de la Brașov, a venit și a dat examen. În momentul ăsta este la Târgu Mureș, face prima parte. Deci încercăm să întărim echipa, să aducem oameni tineri, să aducem oameni bine pregătiți profesional. În ce avem, încercăm să îmbunătățim activitatea, să ne dezvoltăm abilitățile în tehnicile medicale. Mergem, participăm și noi la cursuri permanent, ne cursăm. Am văzut că mereu sunteți acum cam doi medici pe tură. Cumva vă dați seama că sunt puțini. Deci nouă ne-a trebuit pentru activitate eficientă. Deci problema care este? În primul rând, pacientul critic. Acolo trebuie neapărat să fie medicul și nici n-ar trebui să plece de lângă ei. Pacientul de resuscitare și pacientul critic de cod roșu. Problema e că în fiecare sală unde sunt, în fiecare salon unde sunt pacienți, acolo trebuie să fie câte un medic. Dar dacă noi fugim de colo-colo așa, vă dați seama că nu e tocmai ok. Da. Și atunci ar trebui să fim mult mai mulți. Adică ați mai spus și partea de pediatrie. Acolo vin colegii pediatri și consultă ei, dar acolo trebuie să intrăm și noi în partea de pediatrie. Deci trebuie să mărim. Conform ordinii 1706, numărul de, am făcut un calcul eu așa, în funcție de numărul de prezentări, undeva 30, minim 35 de medici. Ar trebui să la OPU Buzău? Da, la OPU Buzău. Sunt 4 ture, 12 cu 24, 12 cu 48, plus sunt ca 5 ture care trebuie să dea libere și concedii medicale. Și câți medici ar fi pe o gardă? Dacă ar fi 35? Deci, momentul la numărul ăsta de prezentări, domnul Raider a făcut ultimul oară când a venit, a zis că dacă o să găsim oameni, apropo și a treia linie de gardă. Nu știu câte linii de gardă. Probabil, eu știu, 4-5 ar trebui să fie. Ca să desfășoare normal. Ca să fie fiecare încăpere, să fie... Dar ideea e așa, când sunt medici suficienți, în medicină de urgență n-ar mai trebui să existe gardă. Activitatea de gardă este o activitate suplimentară. E necesită un contract separat. Care, deci, eu fac gardă, dar garda este din timpul meu liber. Înțelegeți? Adică eu lucrez turele, orele mele de program, așa, după ce finalizez activitatea, practic începe activitatea de gardă. Și asta bine, asta la toți medici. Dar în medicină de urgență, acolo unde sunt medici suficienți, cum sunt centre mari, deci Timișoara, nu mai știu unde, am înțeles, cred că și la Oradea. Deci, și așa și spune legea, că dacă sunt în număr suficient de medici, se va lucra în ture. Una e să lucrezi 12 ore la modul intensiv și alta să lucrezi 24 și după 24 să mai fie nevoie să mai facem, că șapte, că începe alt, deci este alt contract. Este contractul de gărzi și contractul de ture, de contractul de bază. Da? Deci contractul de gărzi e ca un contract adițional la contractul de bază. Da. Da. Și activitatea da. E susținută permanent și plus că nu știi ce se întâmplă niciodată. Deci ești la servici, totul e bine și în 5 minute nebunii, cum a fost azi. Deci a fost cât de cât așa un număr de prezentări echilibrat în care am putut să facem față, undeva la ora, deci când s-au schimbat turele exact înainte să plecăm noi, la ora 3 parcă a fost rupere de nori. Așa a fost, deci a fost nebunii și cazuri grave, dar ne descurcăm.
Da, problema asta cu lipsa medicilor urgentiști se întâlnește doar în orașele mai mici sau vorbim... Da, v-am explicat că este... Deci este peste tot cu excepția orașelor universitare. Mai sunt în Ardeal, dar nu știu ce trebuie să facem ca să învățăm lecția Ardealului, acolo sunt UPU-uri care sunt la 30 de kilometri distanță și care unul... Deci la într-un UPU erau 7 oameni și într-unul 11. Și când a fost accidentul, eram la un curs de management în 2016 și a fost un accident între la mijlocul distanței și a plecat o mașină cu medic de terapie intensivă dintr-o parte și una dintr-un parte s-a întâlnit la locul accidentului. Adică la modul ăsta să discută. Putem vorbi de epuizarea personalului din UPU, având în vedere... Da. Cum vă afectează? Păi ne afectează, uite, ne afectează. Suntem tot timpul obosiți, tot timpul suntem... tot timpul glumesc, da. Sau glumesc sau nu glumesc, da. Da, sunt semnele oboselii cronice. Deci nu ai cum să te lupți împotriva la asta, decât cu un regim normal de lucru, de viață, trebuie să aduci cât mai mulți medici și asta este. Faci ce poți. Știți de ce vă întreb asta? Poți, că ați văzut că sunt pacienți care vin și sunt, am așteptat nu știu câte ore și doctorul dormea. Dar înțelegeți că e altă poveste, că aștepta nu știu câte ore, deci pacientul ăla care a așteptat, deci sunt orice eveniment, da, trebuie desfăcut și analizat fiecare deci fiecare modul, pe module așa, și discutat, deci parte de imagistică, deci a durat 2 zile, da, să zicem, a stat unul pe 2 zile și n-a fost internat. Sau a stat 24 de ore, na, nu zic. Da? De ce a stat omul la 24 de ore? Poate n-a fost, a avut nevoie de un consult de cardiologie. Poate nu era suficient de clar și nu era suficient de grav încât să interneze. Dar omul a preferat să stai acolo. Eu am avut o experiență personală, deși n-am fost implicat nici în actul medical, ci pur și simplu... Da, am mai discutat cu dumneavoastră într-o emisiune și i-am zis. Deci aștept, pentru că n-a fost medic radiolog de gardă, acum nu mai sunt probleme, s-a acoperit toată linia de gardă, dar la momentul acela nu a fost medic de gardă. Și era un caz medico-legal, lumea vine la spital să-și facă documente ca să poată să dea în judecată. Poate nici nu-l doare așa tare capul, dar vine ca să-și scoată acte. Că vine și el altul și vine și el, erau odată 2 găști și ea trebuie să-i separăm. Că să se ia la bătaie acolo, nu. Da. Și mai aveți probleme cu anumiți cetățeni, așa, de obicei aparținători, care veneau peste și tot tulburau... E un grup național al șefilor și al asistențelor șefi și discutau de poliția locală, cum e posibil să facem jandarmerie sau poliția locală. Și m-am gândit, zic, că hai să vorbim cu domnul primar, să încercăm să rugăm, poate, eu știu, ori prin, dacă ne sprijină, ori prin alocarea unui polițist local în UPU sau... Dar aveți firmă de pază, dar nu aveți firmă de pază. Sunt foarte scump. Dar este firmă de pază. Dar una este când ai uniforma statului care poate da și amendă și alta. Dar la grădinițe și în școli au apărut iarăși polițiștii locali. Nu? E altceva, nu? Și la UPU de ce nu poate să fie polițistul local? Și credeți că se vor intimida ei când vin în gașcă de 10-15 persoane și vor vedea un polițist local acolo? Eu nu cred că îndrăznește vreunul. Adică una e să te legi de... Adică, cum să vă spun... Au așa o atitudine unii cetățeni merg la deci la întind la maxim coarda. Înțelegeți că noi încercăm să fim defensivi ca să nu-i provocăm să nu și din contră, cât mai agresivi ca să își rezolve problema. Și țipă, strigă. Am avut care stăvăleau pe jos, simulau, nu știu, patologii. Știu că au fost și medici sau asistenți agresați de aparținători. S-a mai întâmplat de curând? Da, nu. De curând nu. Ne-a mai ferit Dumnezeu în ultima vreme. Dar nu e timpul trecut. Nu este, pentru că lumea, v-am spus, ei vin și vor... Deci, ultima oară am auzit gălăgii și m-am dus, am văzut, fugea unul de la pază și normal, când auzi gălăgii sau fuge unul, zici, se întâmplă ceva. Și am zis după el și aveau discuții cu doamna doctor de la pediatrie. Și încercau, deci o abuzau verbal, erau agresivi. Bine, la un moment dat au venit și firma, deci este firma de pază, are niște agenți de securitate care sunt acolo și care cheamă echipa de intervenție. Și a venit și echipa de intervenție, niște băieți așa mari, așa, cât brazi, așa, și când au venit ăia, da. Dar
Trebuie explicat omului că, de fapt, problema era că pacientei s-a părut că e discriminată, că e dintr-o anumită etnie și că din cauza asta copilul... Deci nimeni nu ascultă. Avea senzația că nimeni nu ascultă. Adică, de fapt, tăticul era foarte revoltat că nu s-o facem pentru copii și am zis, stați un pic, hai să vedeți pe ce vă, că dumneavoastră n-a fost copilul acolo. Deci coboruse mama copilul după pediatrie, nu pe pediatrie, și o certau pe doamna doctor. Și încercam să stați un pic să vedeți pe ce e vorba. Tăticul, da, că asta e, el proteja familia și apăra drepturile familiei. Și am zis, haideți să discutăm cu doamna doctor să vedem care e problema. Și până la urmă, mămica zic, doamnă, dar eu înțeleg că dumneavoastră sunteți un pic supărată. Spuneți ce supărare avea. Și eu mă duc să vorbesc cu doamna asistentă și doamna asistentă nu vorbește cu mine. Zic, doamnă, dar poate făcea altceva, că și mie se întâmplă numai cu lumea, că nu le-a acordat atenție suficient, dar poate am altă activitate. Și dintre colegi, poate. Deci nu poți să fii să faci totul în același timp la cel mai înalt nivel. Trebuie să te concentrezi la un moment dat ca să fii eficient pe anumite activități. Da? Și s-a liniștit. S-a liniștit, a luat copilul, s-a sunat apoi pe secție, vreau la București, vreau ambulanță. Că are copilul febră de 3 zile. Copilul nu avea febră. Deci numai, deci începuse tratamentul să-și facă efectul. Dar am văzut că e o modă asta cu cer transport către București. Nu mai au pacienții buzoieni încredere în serviciile. Doamnă, dacă mă credeți, deci la Turcia, unde toți sunt vreo 2-3 urgentiști, deci per total sunt mai mulți ca noi, credeți-mă că fac solicitare de ambulanță pentru consult de cardiologie, că n-au cardiologi, n-au pediatri, n-au asta, îi trimit la Constanța. Și sunt tot 100 și ceva de kilometri. Și era nebunită șefa de la ambulanță, că a fost un curs de management unde au fost implicați și cei de la ambulanță, și asistenta șefă de la ambulanță de acolo, de la Turcia, era nebunită, spuneam că au plecat 2 urgentiști, deci erau 4, dacă nu mă înșel. Și au plecat 2. Au plecat 2, s-au dus într-o localitate mai mică, unde sunt niște sporuri astronomice. Nu, dar vă întrebam de ce vor buzoieni să plece. Cu număr mic de prezentări și sporul mare, adică bani mulți, pe muncă mai puțină, dacă ați spus să da. Nu, am auzit tot mai des, du-te la București, nu mai stai aici, că ăștia te omoară cu zile. Cam asta păi e expresia. Păi și pe cine am omorât cu zile? Păi, nu știu, eu vă întreb, de ce? De păi unde a venit în moda asta? Cu zile, că așa? Da, că știți că am venit și cu mama și cu tata și că am murit aici și copilul și începeți să ne aducem aminte, că sunteți noi de ceva timp aici și stăm toată ziua pe acolo. Și începeți să ne aducem aminte, și zic, dar stai un pic, că n-a fost chiar așa, copilul avea pneumonie sau avea, nu știu. Adică nu mi-aduc aminte să fie un caz critic, încă o dată vă spun. Menirea noastră și deci activitatea noastră de bază este prestarea de acțiuni menite de a salva viața pacientului. Dacă vine cu, mă rog, deci trebuie să rezolvăm urgența, da? Trebuie să rezolvăm urgența în funcție de simptomatologie și de patologie. Dacă, păi, erau azi dimineață, pentru că asta este, din păcate, noaptea nu pot pleca dacă sunt după la țară, pe undeva, după la... din vârful muntelui, e clar că n-au cu ce să plece, trebuie să aștepte să facă dimineața. Și când m-am dus în zona de supraveghere, acolo unde sunt pacienți care așteaptă să facă dimineața, era unul care trebuia refuzat să plece la un spital pentru un consult de specialitate și aștepta dimineața să ducă acasă, altul era, avea toate, avea scrisoare făcută, avea tot, deci, să zic, jumătate din pacienții care erau acolo erau de mult rezolvat, trebuia să plece acasă. Dar asta tot se cuantifică la noi, înțelegeți? Adică el nu are cum să... Chiar dacă rămâne pentru supraveghere, acolo timpii merg, da? Asta nu știu câte ore, nu mi-ați făcut nimic, ia uite! 2 pastile mi-ați dat. E cum, nimic? Ia uite, ecografie, te-a consultat medicul specialist, așa. Du-te, fă-ți o ecografie în oraș, vezi cât costă. Păi n-au bani oamenii, nu? Doamnă, deci să vă zic așa, dar ține și de pregătirea profesională și de educația pacientului, că trebuie să-i spui tu ca medic urgentist, nu ești urgență. Care este urgența dumneavoastră? Ați văzut când a sunat vreodată la 112? Nu. Care este urgența dumneavoastră? Știți că m-a agresat nu știu cine. Doamne, care e urgența dumneavoastră? Păi am fost agresat. Păi vă rog frumos să vă adresați la cerca de poliție. Nu ocupați acest număr de telefon. Că acest număr de telefon e dedicat salvării vieții oamenilor. Poate cineva în clipa asta sună și nu poate să nu-i răspunde niciun lucrător, deși e foarte rar lucrul ăsta, da? Niciun dispecer, pentru că toți se ocupă cu diferit. Deci jumătate din agresiunile care se prezint minore, agresiune minore, vin pentru acte medicale. Dar nu poți trebuie să-l consulți. Și are dreptul la o scrisoare medicală, dar unde să scrie informațiile medicale acolo. Păi și unde s-ar putea duce după o agresiune? La medicină legală, dacă nu sunt urgență, păi vine pentru 2 vânătăi.
Vine pentru două vânătăi, dar medicina legală îi trimite să facă consultul de specialitate, dar plătește că 50 de lei consult. Dar așa vine, am fost în UPU, m-am investigat, am tot ce-mi trebuie. Da? Nu vrei, te reclam, ministerul, managerul, nu știu cine, așa, haide mă, ce facem? Păi nu trebuie, da, păi facem, nu? Pe partea de comunicare ați mai făcut progrese, mă refer la comunicarea către aparținători, că aici era problema, că veneau pacienți însoțiți de cineva și aparținătorii stăteau acolo în sala de așteptare câteva ore până venea cineva. Deci, în legătură cu comunicarea, vedeți că și aici noi tot timpul evoluăm, încercăm să găsim soluții. În momentul ăsta asistentul care stă la registru, el practic trebuie să dea informațiile. De ce? Dacă nu poate să dea medicul, pentru că practic medicul în actul medical trebuie să facă și anamneza pacientului și să stea de vorbă și cu familia. Și în momentul acela îi furnizează și un minim de informații ulterior în dinamică, trebuie să stea de vorbă din nou. Dar pentru că suntem foarte puțini și nu reușim, de ce efectiv nu reușim, tot asistența trebuie pentru că au studii medicale. Mă, nu știu ce se întâmplă, avem asistenți sociali. Și acum întrebarea e așa, am asistent social și am asistent medical. Oare cine trebuie să dea informații? Asistentul social sau asistentul medical? Păi și asistentul social ce rol are? Medicul. Asistentul social este mai disponibil. Și el poate să spună că a făcut ecografie, că urmează să facă consult de neurologie, că... Dar nu poate să... Cum să vă spun, să dea niște relații aprofundate medicale, că la ecografie s-a descoperit nu știu ce, da? Pentru că el nu are studii medicale, el este asistent social. Și atunci, medicul e cel mai indicat să dea relații. Dar noi nu avem, avem puțin. Da, adică suntem atât de puțin, suntem atât de vulnerabili, deci dacă pleacă unul, da... Păi da, dar poate nici aparținătorul nu cunoaște foarte bine limbajul ăsta medical și atunci când vine un asistent social care vorbește pe înțelesul lui, poate pricepe mai bine. Decât să vină cineva care are studii medicale și începe să vorbească în termeni medicali. Ce informații, dumneavoastră, dacă ați avea mămica sau tăticul sau o rudă la spital, ce fel de informații a solicitat? Poate eu mă mai pricep un pic, dar sunt alții care nu poate se pricep. Poate, Doamne ajută, eu sunt convins că dumneavoastră vă pricepeți foarte bine. Dar întrebarea rămâne aceeași. Ce fel de informații ați solicitat? Despre starea pacientului. Să mă intereseze. Starea medicală, medicală, da. Sau starea socială? Medicală. Medicală. Socială, știu că eu vin cu el. Deci persoana sau lucrătorul medical, cel mai indicat în a da relații medicale aparținătorului, este medicul. Și nu poate, că sunteți că doi sunte sau unul. Da, și atunci eu am rugat și am insistat și am explicat colegilor asistenți medicali, exact așa cum v-am explicat și dumneavoastră, că ei sunt mult mai în măsură să dea niște informații, dar tot cu acordul medicului. Deci, practic, tot medicul trebuie să ajungă să stea de vorbă cu familia. Și atunci și asistentul social ce mai face în UPU? Păi trebuie să dea și el. Dă și el. V-am spus că el e cel mai disponibil. Că și... dă că e disponibil, dar dacă lăsăm la o parte și dă medicul, dă asistentul informațiile medicale, cel social ce mai face? Păi asta face și el, ajută. Ce credeți, că sunt numai 2-3? Adică unul să ce și vorbește despre starea medicală și unul despre depinde starea cum se adresează. Deci în momentul în care se adresează, da. Deci, din punctul ăsta de vedere, toată lumea muncește din greu. Tot făcut să face să lucrează în echipă. Și nu mi-ați răspuns la întrebare. Considerați că ați mai făcut progrese în pe partea asta de comunicare? Nu, pentru că acolo se plângeau oamenii. Că nu vine lumea să comunice cu ei, să spună de în ce stare este pacientul cu care au venit. Și de aceea vin și discuțiile că am stat 5 ore, 7 ore și așa mai departe acolo. Pentru că ei nu știu. De multe ori, da, dumneavoastră preluați pacientul și îl direcționați către investigații. Ecografie, analize, știu eu ce mai trebuie făcut unui pacient. Iar aparținătorul stă acolo în sala de așteptare și tot așteaptă câteva informații. Da. Aici mă întrebam, s-a decongestionat puțin tensiunea de acolo? Că eu știu că erau probleme în sensul ăsta, că nu se comunica. Eu consider că un mic progres a făcut, dar nu cred că e suficient. Părerea mea e că trebuie făcută și o investiție aici, deci dincolo de faptul că trebuie aduși lucrători medicali, adică trebuie angajați medici, care să poată să dea relații din punctul ăsta. Dar, în primul rând, domnule, actul medical trebuie să producă repede.
Deci ai asta nevoie, da, de profesioniști. Clar. Că nu mai trebuie să dai relații foarte multe. Dacă se rezolvă cazul rapid, atunci nu mai ai nevoie să dai atât. Dacă deci e cazul, dar sunt și cazuri grave. Deci cu experiență și bine pregătit. Nu ar trebui să fie urgentiști. Înțelegeți? Ăștia sunt specialiștii noștri care ei fac urgență. Ar trebui, de ar trebui să fie. Sunt... Și atunci avem posibilitatea de a angaja și medici de familie cu competență, avem posibilitatea să aducem și în gărzi medici externi care să facă, dar el nu e urgentist, face și el ce poate. Are, deci au, vă spun, cei mai mulți au cursuri, competență, da? Deci lucrez cu materialul clientului aici. Am unele lucruri, deci, noi ce putem să facem? Să îmbunătățim skill-urile, da? Deci, toate, cum să vă spun, calitățile astea a unui medic, da? Deci, toată pregătirea profesională. Deci, asta se dezvoltă în timp, da? Deci, n-ai cum să... E ca o pâine pe care nu poți să o mănânci dintr-o dată. O mănânci felii-felii, da? Așa cum și iubirea. Da, frumoasă de legătură, da, ați făcut dumneavoastră, da, de la, da, omul la iubire. Am văzut... Ia, dar ce este până la urmă? Că fără iubire nu poți să ajuți un om. Vă cred pe cuvânt, domnule. Deși când te duci la spital, pentru a-i face bine, în primul rând îi faci rău, îl înțepi, îi faci tratament, un pic suferă, nu? Îl expui unei radiații ca să-i faci radiografii. Trebuie să stea în niște condiții unde pacientul este depersonalizat, unde este speriat de ceea ce vede, da? Omul are un statut social care el dispare. Și aici intervine statutul social. Aici trebuie să intervină psihologul. Aveți psiholog la UCO? Nu. Ar trebui să aveți? Da. Și de ce nu-l aveți? Păi nu-l avem momentan, o să fie probabil. Când o să modifice organigrama, o să fie probabil. Am văzut că în ședința de mâine de la Consiliul Județean, da, că dumneavoastră sunteți și consilier județean, da, am văzut, da, că este supus aprobării proiectul care vizează reabilitarea, da, și extinderea UPU. Așteptați să se înceapă lucrările propriu-zise? Așteptați condiții mai bune de lucru? Da. Cum vedeți dumneavoastră? Cum credeți? În alegerile trebuie să facem ceva pentru cetățeni. În primul rând, deci, eu ce să vă spun, ceea ce ține de mine, eu n-am și sunt disponibil, deci în activitatea mea profesională, eu nu cred că, și dacă am refuzat, mi-a părut rău, sau dacă am încercat să mă eschivez așa un pic, că nu prea pot să refuz așa direct. Dar vă spun că după aia mi-a părut rău. Adică în experiența mea, când am fost abordat, am încercat atunci în momentul ăla să rezolv problema. Când le amân, ele se adun, vin ca un bulgăre de zăpadă după tine și tot ai o problemă, dar mai mare. Știți? Așa. Părerea mea e că de mult trebuia făcut, într-adevăr, pe proiectul ăsta s-a lucrat mult până acum, el deja a fost demarat. Deci el deja a fost demarat, deci s-au depus toată documentația, s-a depus, s-a aprobat, a trecut prima parte a aprobărilor, acum sunt doar niște etape firești, deci de mult s-a început treaba asta. Deci, eu știu, chiar anul trecut, în primăvară, în vară, chiar mai de mult, discutam, am avut ultimele întâlniri privitoare la dotare și la asta. Și s-a depus, dar nu depinde numai de noi, deci depinde... De birocrație. Nu știu dacă neapărat birocrație, dar așa... Păi și la noi, merge mai încet să mai schimbă ceva, mai intervine o problemă la guvern, mai des lucruri care nu neapărat țin de noi. Credeți că după ce va fi reabilitată secția, vor veni și alți medici, vor fi atrași de, da, noi? Da, normal condiții? Că vor veni, pentru că vor fi condiții mai bune de lucru. Timpii de așteptare vor scădea, pentru că vom avea și noi radiologia noastră și e mult mai ușor să trimiți... Una e să ai un computer tomograf sau două computere tomografe și alta e să ai computerul tomograf care e dedicat medicinii de urgență și să-l ai lângă tine acolo, nu mai mergi până în partea cealaltă a spitalului și să depinzi de tot felul de factori. Până la urmă, asta este. O să... Facem și noi cursul de ecografie, nici nu știu ce să mai zic. Sunt medici de familie în oraș care fac ecografii, dar lumea fuge de urgență, că este, cum să vă spun, poți să devii vulnerabil. Poți devii vulnerabil, deci oboseală, cum să vă spun, deci ești, riscul, deci riscul de mostra științific, de malpraxie crește foarte mult. Și atunci te gândești, bă, oare... Eu ca medic de familie, că din păcate, uitați-vă, deci ce se mai poate angaja în UPU ca și specialist? Ateist. Avem ateiști, sunt pe terapie intensivă și fac treaba, lucrează în condiții cât de cât normale, da?
Da, gândiți-vă, deci, dacă noi avem 6-7 ateiști, da? Dar avem numai 2 urgentiști, ăștia 2, cât activitate pot supleni? Adică asta e și mesajul meu pentru toată lumea. Trebuie să înțeleagă că noi ne orientăm unde trebuie. Vin și medicii specialiști din oraș, care, din oraș din, da, și din oraș care vin și fac gărzi, așa, și medicii specialiști, colegii care sunt de gardă în spital și care suntem toți o echipă. Tot către binele pacientului și care facem tot ce se poate ca să salvăm pacienții. Dar vin al doilea rând de urgențe minore, da? De cod verde, de cod alb, de cod albastru, care pot aștepta foarte mult timp până la primul consult medical. Și timpii ăștia se prelungesc foarte mult. De ce? Nu am omul alocat care să vin să ocupe direct cu el. Trebuie să termine întâi cu urgența de cod roșu și cum, știți cum e? Ai rezolvat AVC-ul, ai rezolvat infarctul, ai rezolvat edemul pulmonar, hop, îți intră, eu știu, un tromb embolis pulmonar. Ai terminat-o, e de la capăt. Sau face stop unul. Păi, asta e urgență, salvarea vieții. Deci scopul e menirea noastră, da? Să salvăm viața. Și atunci pacientul care așteaptă și el, da, pentru o colică renală care e de acum tratată și așteaptă doar o scrisoare, o parafă, e foarte nemulțumit că el, bă, vede că se întâmplă ceva acolo, dar nu e problema lui. Chiar nu e problema lui. Adică eu înțeleg, domnule, dacă nu ai un spirit civic și nu vrei să faci voluntariat și nu te interesează și ai, bă, domnule, dar poate are și el copii, are părinți, are probleme, are, da... Am și o problemă ca pune soarele, că pot să fac și o treabă bine, da, în timpul meu liber. V-am mai spus, și a pune soarele repede, dacă a pune soarele s-a terminat, nu mai poți să faci treabă. La țară nu poți să faci treabă, mai ales acum când sunt lucrările agricole, da, ei sunt, lucrează zi lumină. Deci de dimineața până răsare soare, până apun, după ce apune s-a terminat. Unde ați văzut la țară să lucreze pe întuneric? Având în vedere condițiile, da, acestea mai grele din UPU, da, Buzău, luați în calcul să plecați de la UPU Buzău? Eu nu plec, dacă o să plec, nu o să plec din cauza asta. Dar eu din o să ce plec cauza? Din alte cauze. Cum ar fi? Păi nu astea, altele. Nu vreți să ne spuneți. Păi ce să vă spun? Care deci ar fi ați auzit cauzele că vreau să plec? Care ar fi cauzele care v-ar determina? Mai pleacă și alții cu mine. Dacă plec eu, sigur mai pleacă și alții, vă spun. Da. Deci nu, da, vreți să ne spuneți ce nu v-ar determina, dar nu se pune să problema de plecat, doamnă. Deci nu, haideți să fiți serioși, că nu e cazul. Unde să pleci și unde să pleci? Nu, nu e aceeași poveste. Către centrele universitare, unde spuneți dumneavoastră că, doamne, sunt 10 linii de gardă. Doamne, este mai ușor, ce-ți dorești eu, dacă eu sunt aici de atâția ani. Eu am crescut în spitalul județean. Eu îi cunosc, să rămână, bună ziua, v-am zis, sunt, poate sunt lucrători în spital care nu știu unde e frizeria. Eu știu unde e. Adică știu lucruri, înțelegeți, am crescut acolo. Eu din 95, când am intrat la post liceală sanitară așa, și până am terminat, deci eu nu mă duceam în oră să mă plâng, că nici n-aveam bani și nici nu mi se părea așa. Dar stăteam în spital, mi se părea foarte interesant. Ce se întâmplă în spital? E așa ca un mic orășel, dar... Unde aveai centrală telefonică, în care aveai telefoane, tu zici, mă, așa și la plimbare prin oraș, dar nu știu, mi s-a părut foarte interesant să ajuți oameni. Mi s-a și probabil asta a fost și, că eu am tot căutat, am avut mai multe meserii, dar asta mi-a dat cea mai mare satisfacție, înțelegeți? Adică faptul că poți să ajuți un om. Și am fost foarte surprins când cineva mi-a mulțumit că i-am salvat viața. Deci până am plecat eu la facultate, deci am avut 3 oameni care m-au oprit și mi-au mulțumit că le-am salvat viața. Ce meserie ați mai avut? Meserie. Am lucrat și eu, cum lucrez toată lumea în orașul ăsta, nu? Mai câștig, mai pe la o brutărie, mai pe la... În construcție am lucrat. Păi nu trebuia să câștig și eu un bani, ce să fac? Stăteam să-mi dea mama bani. Terminase în liceu, eram cabradul, băiat frumos cabradul, dar stăteam să-mi dea mama bani să ies în oraș. Da, sau da, tată. Și mă aceea și eu mai lucram, dar poate trebuie să stau mai mult să învăț, da. Da. Vă mulțumesc frumos pentru prezența noastră la, da, emisiune. Da, și eu vă mulțumesc pentru ocazia de a spune iarăși, mă întorc la povestea vieții mele, am găsit un comentariu pe Facebook că Zoican a fost brancardier în spital. N-am fost brancardier și n-am fost nici paznic, dar le-am făcut și pe astea, știți cum? Câteodată, da, trebuie să le faci pe toate, că asta este, viața te duce și... De ce să plecăm? Noi vrem să aducem oameni, noi vrem să ne dezvoltăm. Noi vrem să implementăm, să îmbunătățim activitatea. Nu vrem să plecăm. De ce să plecăm? Da, nu e exclus, nu să știi niciodată. Dar nu e bine. Adică nu e bine să plece oameni care sunt cu vechime. Sunt oameni, am adus, noi ne chinuim să aducem. Să-i le prezentăm Buzău ca fiind un oraș frumos, un oraș unde poți să-ți crești copiii, să-ți educi, unde poți să-ți petrești timpul liber într-un mod plăcut. Da? Deci acum avem teatru, înainte nu aveam teatru.
Măi, poți să te duci, ai o activitate, da? Poți să te duci să te plimbi în oraș, da? Deci, în parte, ai o școală bună, da? Care promovează orașul. De ce? Nu e chiar așa. Nu știu, eu mi-am dorit să-mi cresc copiii în Buzău. Gata, sunteți bun de primar. Da, vă mulțumesc frumos, doctor. De primar. Păi primarul trebuie să facă el condițiile astea. Nu? Eu spun că cum ar fi bine ca să fie... Să atrage medici. Problema se pune altfel, înțelegeți? Câți oameni și câți specialiști am pierdut și numai în domeniul medical. Că nu au avut condiții să rămână. Deci să fie un apartament cât de cât... De ce? Nu, dar să fie mai ieftin. Știți că nu există concurență, știți? Și prețurile sunt mari la apartamente, știți? Și poate câți specialiști am pierdut din cauza asta, că au plecat, dar... Am avut o colegă care era îndrăgostită, ea vrea să plimbe, să ducă la operă, să... Unde să duci la operă? Trebuie să ducă la București la operă. Și să la București, a plecat, lucrează la MedLife la București. Înțelegeți? Adică fiecare își dorește ceva, urmărește ceva. Nu știu, eu m-am gândit să mă întorc la Buzău, deci am plecat de la Buzău și mi-am dorit foarte mult să mă întorc la Buzău. Alții și-au dorit altceva, să ajungă în... Am coleg care vrea să ajungă în Irlanda și nu mai ajunge. Când l-am întrebat, zice, voi mă duce că pleci. Nu, nu mai plec. Bine, bravo, bine atunci, nu? L-ați convins. Nu eu. Că nu sunt eu. Deci eu nu sunt un factor decizional, înțelegeți? Eu sunt un lucrător medical, pe o funcție și fac tot ce pot, ce ține de mine. Despre recrutarea personalului și de asta sunt alți oameni care se ocupă în Spitalul Județean. Dar au făcut, au creat condiții, au treptat s-au îmbunătățit condițiile de lucru, s-au înmulțit colegii, s-au împrospătat generațiile, au venit cu mentalități noi. Dom'le, cum să rezolvăm problema asta? Bă, contează și asta. Uitați, vorbeam, acum s-au făcut, au început să facă coronarografii la Buzău. Da, deci vine știm. Băiatul doctorului Matei... Știm, da. Da? Da, știți? Am promovat. Și, nu, dar eu îl întreb, zic, de ce ai plecat? Că el a fost al nostru, el a fost cardiologul nostru și zic, mă, ții minte când ți-am spus să nu pleci. Rămâi mai aici, mă, că eram, uite, era și ea din negoiță, Dumnezeu să-l ierte, eram mai mulți aici, tineri, da? Și stăteam mulți toți aici, frumos, și mai veneam și alții, că Adinegoiță vrea să aducă doi băieți la Brăila, unde s-a închis coronarografia acolo, la spitalul din Brăila, după... Au fost niște evenimente la Consiliul Județean și au plecat băieții aici. Și el vrea să-i aducă la Buzău. Deci dacă venea și domn doctor Matei și venea și doctor Negoiță și mai venea și băieții aia, vă dați seama ce echipă de cardiologie intervențională avea? Sigur. Super tare. Sunt și... nevoită să vă opresc, domnul doctor. Cam... Opriți-mă. Gata, opriți-mă, da. Mai continuăm altă dată. Da. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Vă dau întâlnire și data viitoare. Până atunci vă doresc numai bine.